Cetățenia Republicii Moldova este tot mai atractivă pentru străini. Directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Ieșanu, a menționat că solicitările practic s-au dublat după declanșarea războiului în Ucraina, iar cei mai mulți solicitanți sunt cetățeni ruși și ucraineni. Pentru a verifica minuțios toate actele persoanelor care aspiră la cetățenia Republicii Moldova, Ieșanu a solicitat miercuri Cabinetului de Ministri, în cadrul ședinței de guvern, prelungirea termenului de obținere a cetățeniei moldovenești de la 20 de zile la 6 luni. În urma modificărilor propuse, agenția va presta servicii pentru determinarea cetățeniei până la 6 luni în loc de cele 20 de zile care sunt astăzi stipulate în hotărârea de guvern, iar pentru recunoașterea cetățeniei, care astăzi are loc timp de o zi, cel puțin conform hotărârea de guvern, va fi tot extins până la 6 luni. În contextul creșterii numărului de solicitări care noi îl urmărim în mod special după februarie 22, noi avem practic o creștere cu 40% a numărului de cereri, dacă în perioada 2020-2021 noi am avut circa 11.000 de cereri pentru dobândirea sau redobândirea cetățeniei, pentru perioada 22-23 noi astăzi avem un pic mai mult de 19.000 de cereri. Solicitarea de prelungire a termenului de obținere a cetățeniei Republicii Moldova va permite autorităților să prevină cazurile de obținere a cetățeniei false, susține Ieșanu. Noi interpelăm autoritățile din statele emitente acestor acte. Vreau să vă spun, dacă noi în prima perioadă 20-21 am identificat până la vreo 7-8 cazuri tentative de fraudă, de obținerea frauduloasă a cetățeniei, în această perioadă noi deja avem 30 de cazuri identificate. Deseori autoritățile celorlalte state, fie în Ucraina sau Federația Rusă, nu răspund prompt. Dar noi, fără confirmarea acestor acte, noi nu putem să oferim cetățenia neasigurându-ne că datele sunt veridice. Potrivit directorului ASP, majoritatea solicitanților au tangențe cu Republica Moldova. Majoritatea covârșitoare o reprezintă dobândirea sau redobândirea sau recunoașterea cetățeniei. În ambele aceste scenarii este vorba despre persoane care fie sunt născuți pe teritoriul Republicii Moldova sau sunt descendenții directe a acestor persoane. Din acest număr, majoritatea sunt persoane care dețin astăzi cetățenia Federației Rusiei, Ucrainei, dar avem solicitări și din Turcia, Bulgaria, România, Israel. Sunt descendenții, fiicii, copii sau nepoții persoanelor care sunt născuți pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile susțin că 70% dintre solicitanți sunt cetățeni ai Federației Ruse, iar 20% sunt din Ucraina. Am avut perioade când foarte mulți din concetățenii noștri au renunțat la cetățenia Republicii Moldova pentru că obțineau cetățenia Federației Ruse. Și în aceste cazuri ei revin să-și redobândească, să-și recunoască cetățenia moldovenească. Solicitat de OneTV, analistul politic Anatol Țăranu a subliniat că numărul cetățenilor din Rusia și Ucraina care își doresc cetățenia moldovenească a crescut semnificativ, deoarece oamenii fug din calea războiului. Creșterea aceasta explozivă a cererilor cetățeniei moldovenești este nimic altceva decât rezultatul acelor război care are loc între Rusia și Ucraina. Și acest război face ca oamenii să încerce să evite toate greutățile și consecințele nefaste ale acestui război. Desigur că printre cei care solicită această cetățenie ar putea să fie înfeldreze și oameni care ar putea să contribuie la destabilizarea Republicii Moldova, despre politică Republicii Moldova, îndeosebi filiera aceasta de cetățenie ar putea fi folosită de serviciile speciale ale Federației Ruse pentru a înfiltra aici oameni care ar putea să contribuie iarăși, repet, la destabilizarea politică a Moldovei. În luna ianuarie 2024, printr-un decret emis de președintele țării, Maia Sandu, 21 de cetățeni străini au primit cetățenia Republicii Moldova, cei mai mulți sunt din Federația Rusă, Siria și România.